Scopul creștinului, în primul rând, este să-L onoreze pe Dumnezeu în tot ceea ce faci. Indiferent de consecințele pe acest pământ. Da? Indiferent dacă trebuie să sufere pentru a-L onora pe Dumnezeu. Da? Făcând lucrul acesta, onorându-L pe Dumnezeu cu orice preț, omul care este creștin îndeplinește scopul pentru care a fost creat. Și lucrul acesta îi aduce mai multă satisfacție decât orice pagubă, decât orice preț. Atunci când îndeplinești scopul pentru care ai fost creat, tu ca și făptură și eu ca și făptură creată de Dumnezeu, exist ca să-L onorez pe Dumnezeu, să-L respect pe Dumnezeu, să-L proslăvesc pe Dumnezeu. Da? Ăsta este scopul numărul unu, scopul suprem pentru care am fost creat. În momentul în care îl onorez pe Dumnezeu, chiar dacă am de suferit tot felul de pierderi, eu îmi îndeplinesc scopul și asta mi-aduce o bucurie supremă. Da? În momentul în care îl dezonorez pe Dumnezeu, chiar dacă am de câștigat întreaga lume, la ce m-ar ajuta dacă îmi pierd? Sufletul. Da? Înțelegeți felul în care funcționează pentru un creștin lucrurile. Ca atare, orice pierdere, nu numai că este suportabilă de creștin, cât timp ea produce onoare la adresa lui Dumnezeu, este de dorit de creștin. Este o bucurie pentru creștin.